Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, eu sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile. Asta e România. În vreme ce roboții se comportă tot mai uman, oamenii se comportă ca niște roboți. Mai avem trei rațe, trei pescăruși. Cine dracu stă să se uită la Ghighe? Foarte mulți. Ghighe, Thank you very much. Ghighe, Gugu. După Ghighe, Ghighe fugi, blocul nu poate. Motivul pentru care intră oamenii pe internet este să vadă acest show. Fenomenul viral care îi distrează pe unii, îi înnebunește pe alții. Mulțumesc, suntem edificați asupra acestui comportament retard. Lumea fuge de muncă, în primul rând. Lumea fuge de obligații, caută comodități. A fugit de lume și l-a căutat pe Dumnezeu într-un loc în care oamenii uitaseră să se mai închine. Și am venit singur pe aici, cu o geantă în spate și am găsit locația aceasta. Ca să nu mai lungim cuvântul, așa a rânduit bunul Dumnezeu. Când am venit, mă gândeam că nu o să mai văd lume. Îți era dor să vezi un om trecând pe dinghi. Nu erau bărci ca acum. El e omul care a sfințit locul și pe care locul l-a sfințit. Bine ați venit la Căsuța Albastră. Este singura gospodărie din lume cu cascadă naturală în curte. Lampa cu gaz, n-a avut niciodată curent electric. Două paturi cu saltele sunt de paie, pernele sunt cu paie, pământ pe jos. Au moștenit căsuța bunicii, cu tot cu povestea și magia care o înconjoară. O să vă arăt uriașul pietrificat acolo de 7 metri. Geologi și arheologi sau diversi oameni de știință sau doctori cu bioenergie au venit în această grădină. Încărcătura energetică pozitivă este de peste 1200. Trezește foarte multe amintiri în sufletul celor care vin. Majoritatea care vin și au rădăcini la țară și au rădăcini într-o căsuță ca și asta, încep să plângă. Într-o țară cu sărăcie virală, am ajuns să avem și cerșetorie virtuală. Totul parte dintr-un trend și o modă internațională. Din dorința de distracție sau de a câștiga un ban nemuncit, tot mai mulți români ajung să joace rolul unor roboței în filmurețe virale pe TikTok. Cu ochii în telefon, în live-uri interminabile, tineri ori bătrâni deopotrivă scot sunete fără sens. Imită animale și repetă la infinit două silabe. Ghighe, ghighe. În timp ce oamenii spun că urmăresc trendul pentru amuzament, specialiștii ne avertizează că aceste apucături care par nevinovate vor avea sechele pe termen lung și ne vor afecta așa cum nu ne gândim. Priviți! Mulțumesc! Drafir, drafir, Costea, cine ești? Mâncați-aș gura ta de rege! Mâncați-aș gura ta de rege frumos, ce ești? Doamne, măicuța mea, mulțumesc! Nu se poate să trăim numai scoțând sunete onomatopee. Mulțumesc frumos! Sunt niște scumpi! Aghiaghe, aghiaghe, agugu, agaga, TikTok, TikTok, aghiaghe, scoica, scoica, audmare, audmare, scoica! Îi pune pe aceștia într-o situație înjositoare. Pentru că cel care îl plătește, îi comandă maimuțăreala. Gaga, mai avem trei rațe, trei pescăruși. Cine dracu stă să se uită la Ghighe? Foarte mulți. Aghiaghe, aghiaghe, agugu, agaga. Thank you very much. Ghighe, Gugu.
pe Gheghe. Gheghe fuge, blocul nu poate. Tineri cu putere de muncă, dar și oameni în vârstă, aleg să se dea drept niște roboți cu mișcări repetitive. Trebuie să fie blănos, trebuie să fie în c***, trebuie să fie pe față, trebuie să fie în gât, trebuie să fie după urechi. Stau cu orele în live-uri și scot tot felul de sunete. Miros trandafiri virtuali și încurajează privitorii să le dea ghe-ghe. Bă, Cristi, reținu-ți! Cu toții se îmbracă ciudat și se strâmbă în toate felurile, se alintă, dau din mâini și din picioare, fără să transmită nimic. Pe de-o parte, cred că e vorba de niște utilizatori cărora le face plăcere să controleze, în simplu spus, un creator de conținut care face live în momentul ăla, pentru că vede că în funcție de donațiile lui el reacționează într-un anumit fel. Deci e impresia asta de control pe care o ai asupra creatorului respectiv de conținut, care îți poate da o anumită satisfacție. Motivul pentru care intră oamenii pe internet este să vadă acest show. Pentru cei care au impresia că eu cerșesc. Înainte să intrăm în hora asta virtuală cu desfășurare națională, să ne asigurăm că știm cu toții regulile și pașii. Așa că o luăm cu începutul, cu definiția fenomenului cunoscut sub denumirea de NPC. Ce este un NPC? Non-player character, adică, în traducere simplă, un personaj care nu se poate controla și care este manevrat doar de computer. În online, oamenii se transformă practic în niște marionete care acționează în funcție de cerințele celui cu care interacționează. Trendul ăsta NPC Life constă în a face diferite mișcări fizice în momentul în care primești donații. Pe TikTok sunt foarte, foarte multe donații și fiecare donație reprezintă o expresie fizică diferită. Dacă primeai, de exemplu, o floare, luai o floare, imitai cum mirosai, de exemplu. Dacă primeai, nu știu, o panteră, te prefăceai că ești o panteră sau o pisică, făceai miau. Știu, foarte ciudat, foarte cringe, cum s-ar spune, dar cam asta înseamnă să fie NPC pe live și așa se fac aparent bani în momentul de față. Eu cred că li se pare amuzant modul prin care reacționezi în momentul în care primești donații, li se pare și interesant și amuzant și ciudat în același timp. E ceva nou, dar, repet, este un trend și trendurile în esență sunt efemere și nu știu cât o să dureze, dar în momentul de față, da, este o metodă prin care poți să faci bani. Practic, oameni care uită că sunt oameni și se dau drept personaje din pixeli cu mișcări repetitive de roboți, încep să reacționeze doar atunci când cei care îi urmăresc în live-uri pe TikTok le trimit jetoane sub formă de conuri de înghețată, trandafiri, gogoși, inimi și altele. Gogo, trandafir roșu, trandafir blănos, trandafir spinos, mulțumesc, cheche, cheche! Fiecare simbol în parte înseamnă o anumită sumă de bani. Și ce nu face omul pentru bani? Orice, numai să nu muncească. Voi nu înțelegeți mesajul, măcar taceți din gură. Dacă nu înțelegeți mesajul de la pancarta asta, taceți din gură. Seara, după ce ajungem acasă de la birou, stăm pe internet, pentru că atunci se stă, după 8 seara. Avem un fenomen super interesant care se numește bedtime scrolling. Vorbim aici de perioada de jumătate de oră, o oră, pe care o au oamenii în pat înainte să adoarmă. Se fac inclusiv achiziții atunci. Atunci oamenii se uită la live-uri pe TikTok, donează pe TikTok, își cumpără chestii de Black Friday, își cumpără în general produse, servicii, pentru că sunt doar ei și telefonul. Stau în pat și până adorm se uită pe telefon. Că pensiile sunt mici, că salariile sunt mici, dar uite că avem bani să luăm jetoane. Adică mie mi se pare ceva fantastic. Ești dispus să dai 1-2 lei pe entertainment chiar și când treci printr-o perioadă mai grea din punct de vedere financiar. Te și încurajează să o faci, că dacă intri pe un live de ăsta, unde tu vezi că se fac donații într-una de către oameni care își permit mai mult decât tine sau așa, ca adolescent, te gândești, bă, măcar un leu, doi lei. Păi cine dracu stă să se uită la ghighe? Foarte mulți. Foarte mulți. Răspunsul este foarte bun. De ce? Pentru că ei, ăștia, privitorii, sunt tot ghighe. Fac parte din aceeași familie, beneficiază și savurează aceleași comportamente și sunt și premiați, gratificați, cu bani. Thank you. Și la asta ce să fac? Thank you very much. Să te pup între craci. Că nu știu ce să fac la asta, că-i balaur. Iar virusul NPC i-a contaminat deopotrivă pe tineri, adulți, dar și bătrâni. Acest pensionar, spre exemplu, e viral pe rețelele de socializare.
face acum mai mulți bani din joaca de-a robotul decât îi aduce lunar poștașul. Ia ca inima, mai inima, mulțumesc de inima, mănânc înghețat, lângă înghețat, mai iau foc, inima, o crăpat inima, o la foc inima, după gheghe, gheghe fuge, bloțul nu poate, gheghe mă ajunge, gheghe după mine, eu după el, la 10 s-o opri gheghe, gheghe mai vine un gheghe, Încercăm să înțelegem mai bine fenomenul. Cine și de ce se prinde în această nebunie? Cum începe și, mai ales, unde se termină dependența aceasta? E sau nu periculoasă? O să vă prezint un exponent, așa, un vârf de lance al fenomenului gheghe. Ce părere aveți? Dacă tot vreți să mă pedeți, să mă chinuiți, haideți mă pe gheghe. Gheghe. Fai de p***, mă doare picior, mă dor picioarele, doamne. Fai de p***. Băi, frate, e chin, frate. Gheghe. Mă doare spatele. Fac la sub gheghe. Gheghe. Să-mi zic fusta. Că-mi curge fusta. Suficient. Mulțumesc, suntem edificați asupra acestui comportament retard. Ăsta este un retard, un deșeu, da, pe care ne favorizează tehnica aceasta electronică, spațiu virtual, exploatarea sculelor respective, ne-l favorizează a-l vedea în toată splendoarea lui. Ăștia sunt indivizi fără reserție socială, cu o stimă de sine prăbușită maxim, în așa fel încât își permite să intre într-un dialog pe provocări cu inițiatorii poveștii și să facă, să finalizeze asemenea comportamente. Unde e căluțul meu? Știu că e rață, dar am zis că fac ca pescărușul la rață. Inimea răflecă. Brățară. Cum trebuie să faci rața? Rosa. Iha! Viața pe internet, dependența de internet, utilizarea lui excesivă a creat și creează în continuare monstruozități. Nu mă îndoiesc că sunt persoane a căror structură de personalitate este cât se poate de patologică, de asimetrică. Oameni care nu mai au niciun pic de critică la ceea ce fac, la felul în care se expun, felul în care mimează, felul în care reproduc, silabisesc, gesturi subumane, primitive. Sunt fără convinsă că sunt persoane mânate de câștig rapid și fără prea multă muncă. Faptul că recurg la asemenea expunere și faptul că ajung să scoată sunete, onomatopee, uneori care imit și regnul animal și elementele din natură, dar într-un mod cât se poate de bizar și de anormal, denotă faptul că această experiență pe internet nu este decât o provocare în a cultiva elemente cât se poate de anormale care țin de structura psihicului uman. Nu se poate să trăim numai scoțând sunete, onomatopee sau grimase și gesturi pantomimice. Înghețată mi-e... cowboy, dă-i! Tap, 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 bine, vine pe live, inima mare, ai voliu! Trandafir, pute frumos! Trandafir, pute frumos! Am regăit!
Am gândit pe live, nu pot să cred, pe că n-auzit. Unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de pe la noi, Claudiu Iosif Saraj, sau Claudischi, după numele din online, a făcut un experiment ca să înțeleagă mai bine cum funcționează. Un NPC este un non-playable character, adică un personaj dintr-un joc video pe care nu poți să-l controlezi. Și tot am observat pe live pe TikTok că diferite persoane abordează trendul ăsta și am zis să încerc și eu să văd, pentru că toată lumea a început să facă pe NPC-ul și eram curios să văd cam cât fac. Am zis să devin un NPC bombardier ca să pot să mă diferențez de ceilalți și am zis că o să prindă publicul lui foarte bine și a prins. Și am făcut aproximativ 2 ore de NPC bombardier, în urma căruia la final am făcut în jur de 320 de lei. Necesită foarte multă coordonare mentală ca să poți să duci toate donațiile pe care le primești. La un moment dat primeam donații în continuu. Trandafir, pantere, parfumuri, toate, și trebuia să mă coordonez, să iau trandafirul, să iau parfumul. Și ca să poți să faci chestia asta zilnic, 2 ore, ca să poți să zici că e un job, să zicem, normal, te epuizează și fizic și mental și nu cred că, din punctul meu de vedere, este de lungă durată. Însă, unele persoane au reușit să facă chestia asta, dar procesul a fost destul de tumultos, pentru că, în primul rând, nu știam că o să fie atât de extenuant fizic. A trebuit să fac în continuu, să exprim donațiile pe care le făceam într-un fel foarte, foarte grandios și foarte exuberant. În al doilea rând, mi-am luat foarte, foarte mult hate, pentru că oamenii nu se așteptau să fac eu chestia asta și, în general, dacă faci trenduri care sunt un pic mai deplasate, să spun așa, care nu sunt în norma societății, o să-ți iei diferite înjurii și hate per total. Și nu în ultimul rând, m-am învățat că oamenii care fac chestia asta chiar sunt consecvenți și chiar au o anumită disciplină mentală, pentru că eu n-aș mai putea să repet experiența asta, mi-a ajuns. Unii spun că suntem martorii cerșetoriei moderne, alții numesc fenomenul entertainment. Specialiștii vorbesc însă de umilință și chiar dezechilibru mental. Îi pune pe aceștia într-o situație înjositoare, pentru că cel care îl plătește îi comandă maimuțăreala. Te rog să faci asta, să-l cânti pe gheghe, să stai în cap, să faci ca găina, să latri ca cățelul și așa mai departe. Cum poți să-i spui asta și să facă lucrurile astea? Un om cu personalitate. Un om cu personalitate. Cum să mă mai mulțăresc în halul acesta? Pentru că primesc un trandafir care are simbolica lui 10 lei, primesc o pălărie în cap, că asta înseamnă 15 lei, mi se pune o mustață, asta înseamnă 30 de lei și așa mai departe. E o lume simbolică a lor și ei cad de acord legat de chestiunea asta. Intră într-un proces de consens. Și avem aspectele astea caricaturale. Comunicarea online este astăzi favorizatoarea celor mai năstrușnice comportamente, celor mai bizare dintre ele, care frizează dezechilibrul psihic la un moment dat și comportamental. Dar creează, la nivelul acesta primitiv, un mod de a trăi, de a exista, de a-ți procura surse de bani și de a transmite o componentă comică celui care vizualizează. Și de aici se pun fel de fel de probleme de etică. Lumea virtuală mă blochează într-o lume care nu are contact cu realitatea. Asta e o dependență. Dovedită, din nou, științific. Când suntem dependenți de notificări, poate e cazul să mergem la psiholog. Lumea fuge de muncă, în primul rând. Lumea fuge de obligații, caută comodități. A fugit de lume și l-a căutat pe Dumnezeu într-un loc în care oamenii uitaseră să se mai închine. Și am venit singur pe aici, cu o geantă în spate, și am găsit locația aceasta, ca să nu mai lungim cuvântul. Așa a rânduit bunul Dumnezeu. Când am venit, mă gândeam că
nu o să mai văd lume. Îți era dor să vezi un om trecând pe dinghi. Nu erau bărci ca acum. El e omul care a sfințit locul și pe care locul l-a sfințit. Bine ați venit la Căsuța Albastră. Este singura gospodărie din lume cu cascadă naturală în curte. Lampa cu gaz, n-a avut niciodată curent electric, două paturi cu saltele sunt de paie, pernele sunt cu paie, pământ pe jos. Au moștenit căsuța bunicii cu tot cu povestea și magia care o înconjoară. O să vă arăt uriașul pietrificat acolo de 7 metri. Geologi și arheologi sau diversi oameni de știință sau doctori cu bioenergie au venit în această grădină. Încărcătura energetică pozitivă este de peste 1200. Trezește foarte multe amintiri în sufletul celor care vin. Majoritatea care vin și au rădăcini la țară și au rădăcini într-o căsuță ca și asta, încep să plângă. Etică sau nu, trăim într-o lume liberă și fiecare face ce-l taie capul. În plus, în ziua de azi, nu trebuie să te mai recomande vocea și talentul ca să fii vizibil, spune regina NPC-urilor din România. Dar am și eu o întrebare pentru voi. Când am câștigat competiția la box anul trecut la Năvodari și am reprezentat țara asta, n-a venit nimeni să mă posteze, să mă laude și pe mine, că uite frate ce a făcut fata asta care cu doar 3 luni de box a reușit să aducă o medalie de aur acasă și să fac un progres. Un progres foarte mare. Dar asta nu-i tot. Anul ăsta, în 2023, de Sfânta Maria, la Brăila s-au ținut Jocurile Marinărești. Poate că majoritatea nu știu ce sunt Jocurile Marinărești, dar Jocurile Marinărești sunt niște jocuri foarte periculoase la care de obicei doar bărbații participă pentru că se țin pe Dunăre și undeva la jumătatea Dunării. E, eu am fost singura fată în ultimii 30 de ani care a participat la jocurile astea. A postat cineva? A publicat? Nu. A trebuit doar să fac un live, să sar prin cameră, să fac NPC ca să mă remarce și pe mine cineva și să mă dea la televizor. Sunt o grămadă de oameni cu talente, oameni care se chinuie și nu sunt remarcați, nu sunt văzuți. Nu mai e un loc specific unde te duci pentru entertainment. La teatru, la, poate mergi și la astea, dar în principiu când ai chef să, nu știu, să te distrezi, să zicem, cu ghilimele de rigoare, că na, depinde fiecare ce și ia din povestea asta, pur și simplu scoți telefonul din buzunar, dai pe butonul ăla de live, cel puțin pe TikTok e foarte simplu să ajungi în zona de live-uri și încep să scrollezi de acolo, pe acolo, până găsești ceva care să-ți placă. Și ți-ai luat doza pe ora respectivă, că acum așa vorbim, da? Nu mai vorbim de zile, nu, sau de săptămâni. Poate peste două ore ți se face iar chef, iar intri. Oricum, e o dependență dovedită acolo, da, din numeroase studii pe care le-au făcut inclusiv platformele astea mari, gen Facebook, Google și așa mai departe. Noi suntem dependenți, în primul rând, de notificări. Așa a apărut povestea asta cu FOMO, da? Fear of Missing Out. Ți-e teamă să nu ratești ceva de pe internet. Asta e o dependență. Înțeles. Dovedită, din nou, științific. De aia, mai nou, ți se recomandă să dezactivezi notificările ca să nu fii tu dependent de ele, să intri tu când ai chef, măcar atât să faci. Când suntem dependenți de notificări, poate e cazul să mergem la psiholog, cel puțin, sau, mă rog, poate chiar la psihiatru, pentru că în timp se creează un efect de bulă, ajutat și de algoritmi ăștia care funcționează într-un anumit fel, care pot duce la depresie sau anxietate. Și în timp ce oamenii spun că urmăresc trendul pentru amuzament, specialiștii avertizează că aceste apucături aparent nevinovate nu rămân fără sechele. Pot cauza probleme de sănătate pe care nici nu le bănuim. Discutăm despre comportamente repetitive și obsesive, așa cum ați spus și dumneavoastră, care nu fac altceva decât să-mi contamineze cumva și lumea mea internă, lumea obiectelor mele interne, astfel încât să-mi pot distorsiona cu adevărat realitatea. De data aceasta, iată, un comportament pe care îl copiez, fiind în contact ore în șir cu acest comportament, evident poate crea la rândul său anumite obsesii. Lumea virtuală mă blochează într-o lume care nu are contact cu realitatea. Mă duce cumva într-o fantasmă. Încolțesc în cotloanele minților ieșiri
infractogene. Hai să fur, hai să tâlhăresc, hai să ucid, hai să înșel. Se poate ajunge la provocări mai periculoase? Sigur că da, au și fost. Nu la această manieră. Au fost provocări cu ani în urmă în care tineri adolescenți au ajuns la sinucidere, au ajuns la distrugere, acte de vandalism și așa mai departe, concurându-se între ei cine distruge mai mult, cine e mai aproape de gestul suicidar și așa mai departe. Sau te provoc, omoară pe ăla. Sau sigur că da, provocare sub forma unor comenzi, sunt indivizi cu grad înalt de sugestibilitate, indivizi care agrează disputa aceasta, concurența aceasta și pun în act asemenea idei. Fenomenul a crescut pe temelia unei societăți care ușor se leapădă de valori, de orice fel, fie că vorbim despre familie, educație sau credință, consideră psihologul criminalist Tudorel Butoi. Am cunoscut și în activitatea de laborator, de cabinet și așa mai departe, destui întârzieți, cu mintea lui Gheghe și el are 40 de ani. Și ce au făcut? Au sfârșit prin adicții, în sensul consumului de droguri și de alcool. N-au finalizat o inserție socială, o familie și așa mai departe, pentru că cine dracu, într-un parteneriat soț-soție, îl acceptă pe Gheghe. Când realizezi o inserție socială și ai pătruns cu pași responsabilități în societate, trebuie să ai individ serios, un individ responsabil, un individ matur. Asta nu mai caricatur, nu mai muțărel, nu mai atunci când există posibilitatea de a ciuguli ceva bani care să îți satisfacă necesități de asemenea vremelnice și pe perioade foarte scurte, poți să ai surpriza și a unor maturi care se mai mulțăresc în felul acesta. Dar astea sunt pe perioade foarte scurte. Sunt destul de pesimist cu privire la faptul că Gheghe ăsta va întreprinde vreodată ceva serios. Această producție va prolifera, va găsi fel de fel de alte ramificații, creindu-i omului societății moderne, pături ale societății moderne, prilej de relaxare, prilej de exercitare exhibiționistă a acestor comportamente, care o să lase urme triste. Lui acest Gheghe ăsta, când se va uita peste câteva vreme din ce își va întreține viitorul, familia și așa mai departe, va vedea că cu Gheghe nu poate să facă față la treaba asta. Unde crezi că merge trendul ăsta? Tot mai mulți oameni o să-l facă, tot mai mulți oameni o să facă bani din asta și la un moment dat se va stinge ca orice alt trend. Fie că aleg să urmărească clipuri sau să le distribuie pe ale lor, să facă duete, live-uri sau să experimenteze efectele și filtrele speciale, TikTok este folosit lunar de mai bine de 7,4 milioane de români, o cifră enormă, în condițiile în care acum 5 ani abia dacă se știa de această platformă. Într-un sat din Argeș, o căsuță veche de peste 150 de ani atrage ca un magnet curioșii din țară și din străinătate. Căsuța albastră, așa cum o știu vecinii, arată ca din poveste. Are cascadă naturală în curte și cu o stâncă uriașă plină de legende. Locul e încărcat de energie, spun oamenii care ajung aici, dar și specialiștii veniți să studieze locul miraculos. Din lume, cu cascadă naturală în curte. Căsuța albastră este cea mai veche din Corbi. Are 155 de ani, construită de unchiul bunicii Zghebeanu Ion la 1868. Trezește foarte multe amintiri în sufletul celor care vin.
majoritatea care vin și au rădăcini la țară și au rădăcini într-o căsuță ca și asta, încep să plângă. Căsuța albastră, așa cum o știu din totdeauna localnicii, dar și curioșii din toată lumea, e bijuteria care strălucește la marginea satului argeșean Corbi. Aflată sub o scobitură imensă de piatră, gospodăria mamei Uța pare desprinsă din alte vremuri, din basmele populare, cu uriași și balauri. Maria Vlădescu s-a născut și a trăit în căsuța albastră toată viața, până în urmă cu 9 ani, când s-a stins. În urma ei au rămas nepoții. Îndrăgostiți de locurile copilăriei și de tradiție, sunt hotărâți să ducă mai departe povestea și să o spună celor care le bat în poartă. Nu ne-am fi gândit niciodată, nici bunica nu s-a gândit, dar a fost o persoană care și-a păstrat absolut tot. A fost săracă și a făcut prin propriile puteri și păstra absolut tot. Așa m-a învățat și pe mine, să păstrez, să nu cumva să prăpădești ceva. Și cred că datorită acestui fapt a rămas căsuța. Bunica era vizitată, noi n-am putut să închidem poarta și nu ne-am îndurat să închidem poarta nimănui. Ni se părea că o supărăm pe bunica. Și căsuța am deschis-o după ce n-a mai fost bunica, pentru că toți cei care au cunoscut-o, cum zicea bunica, prietenele mele de la București, pentru dumnealor, am deschis și casa. Dar asta e, căsuța se întreține foarte greu, dar eu ceva de suflet și eu oricum o întrețineam, nu o lăsam să se prăpădească. Și așa că ne bucurăm, dacă bucurăm pe câte cineva care intră în casă și ne apreciază. Vin oameni din Spania, din Germania și îmi spun că au văzut la televizor căsuța albastră. Au fost zile, de exemplu, pe deal acolo când a fost festivalul de rock, am avut aproximativ 1000 de vizitatori într-o zi. Este cea mai mare bucurie sufletească. Familia Sescioreanu duce mai departe moștenirea fără de preț pe care a primit-o din moși strămoși. La început nu știau ce comoară au în grijă, până când încet și-au dat seama că locul e unic și toată gospodăria are o încărcătură specială. E practic singura casă cu cascadă naturală în curte, ridicată la umbra unei stânci uriașe. Pot să mai fie sute de case în România albastre, dar cu asemenea curte, care a fost prinsă în filmări încă din 68, în Răpirea Fecioarelor, serialul Haiducii, nu are nimeni. Haiduc mi-a trebuit. Haiduc am găsit. Aniță, hai cu apa aceea! Este singura gospodărie din lume cu cascadă naturală. Izvorul este la 800 de metri, nu curge de aproximativ 5 luni, fiind secetă. Vin oameni aici special ca să se încarce cu energia bună a acestui loc? Vin și special. Și vin de 2-3 ori pe an. Vin mulți din vizitatori și îmi spune, domnule, mai venim în 6 luni să ne încărcăm cu energia pozitivă care există la dumneavoastră. Zic, veniți, este gratis. Și de cum trec pragul porții, oamenii simt energia locului. Unii se întorc în timp la vremea copilăriei, alții simt că se încarcă doar privind în jur. Știm că în casa asta s-au făcut rugăciuni. A fost o casă de oameni normali, dar cum era lumea mai de mult, care citea foarte mult și se rugau, așa au fost și bunicii mei, și străbunica și bunica. Foarte credincioși, citea foarte mult. Au știut carte. Curtea casei e străjuită de un perete uriaș de calcar, 4 stânci uriașe vechi de peste 2500 de ani. Legenda spune că un om prins la potopul lui Noe ar fi rămas pietrificat aici. Toată stânca la bază ar avea 5 hectare. După ce au căzut, s-au descoperit acele forme de animale preistorice. Deasupra vedem acolo o balustradă grena. Dacă coborâm de la colțul ei aproximativ 1,5 metri, vedem un cap de reptilă, ochiul mai galben cum ar fi cioplit și pus acolo, coloana vertebrală ar fi găurile și acolo coada. Copiii văd din start un dinozaur. O să vă arăt uriașul pietrificat acolo de 7 metri.
talpa uriașului, călcâi la piciorul stâng, mergem pe picior care are 2,80 m până aici, ar lipsi partea de șold, piciorul ar fi rupt din șold prins acolo cu spatele la dumneavoastră, mâna dreaptă lipită pe lângă corp cu fața în sus, aici ar fi fost gâtul și acolo capul. O parte din cap sau din craniu ar fi aici, aici locașul ne-ar fi fost jumătate aproximativ din locașul creierului, o parte din maxilar aici, ce este important și pentru mine, vin doctor stomatologi și spun că aici este la fel cu radiografie dentară D4 pentru 2023, partea cervicală a fiecărui om. Și aici au fost ochii, găvanele ochilor, partea din față. Locul nu atrage doar turiști curioși din toată țara, ci și specialiști interesați să afle secretele care se ascund aici, ne spune Ninel Sescioreanu. Au venit geologi și arheologi, le-am pus scara, au luat probe de acolo, din partea de șold, au scăvit cu răspunsul în 3 săptămâni. Au trecut vreo 30 de ani, n-au venit nici azi. Nu cred că vor veni niciodată. Nu știm sigur dacă acolo a fost un om uriaș sau o simplă statuie cioplită de apă, că mână de om nu cred să fi pus acolo. Piciorul, 99% din vizitatori zic că e prea real, e prea bine conturat. Mai sunt în stâncă alte forme, aici pare o coadă uriașă de reptilă și capul de lup, cum era steagul dacilor. Aici apa, cum a lucrat și erodează stânca, pare un băiat căsărut o domnișoară, nasul domnișoarei, capul fundiță în păr. Eu mai glumesc de ziua îndrăgostiților, promitem toată inima ca fiecare dintre noi. Deasupra mâinii uriașului vedem o formă de urs, un picior, al doilea, capul, coborâm în spate până aici. Și aici o bătrânică cu mâna dreaptă în șold, mahramă pe cap, furca și fuiorul în brâu. Mergeți, mamă, liniștiți că totul este în regulă. Ar fi zis bunica. Uitați aici cristelnița sau cazanul de botez, așa se spune. Jos dăm cu piciorul, sună că ai fi într-un cazan de tablă sau de cupru. Umplut cu apă, aproximativ 1200 de litri, în 3 săptămâni este goală. Inserția de metal, siliciu care este în rocă, îi dă acustica sau rezonanța de a fi cazan. Și geologi, și arheologi spun că atunci când au căzut stâncile acum 2500 de ani, ar fi prins sub ele un vid sau un gol. Sau apa și-a format un canal și dă acustica sau rezonanța de cazan. Geologi și arheologi sau diversi oameni de știință sau doctori cu bioenergie au venit în această grădină, în spate unde spunem noi că ar fi fost cristelnița sau unde este deschizătura de se vede cerul. Încărcătura energetică pozitivă este de peste 1200 și la mănăstire la fel. Și cele trei mănăstiri, Cetățuia, Nămăiești, Corbi de Piatră, sunt promovate de 4 televiziuni de aproximativ 10 ani ca încărcătură energetică pozitivă din țară. Triunghiul energetic acesta din Argeș este promovat, urmează să fie introdus în patrimoniul UNESCO. Și nu puțini sunt cei care susțin că locul are o energie aparte, cum numai în câteva locuri din țară mai găsești. Iată-ne acum într-unul dintre cele mai încărcate energetic locuri din întreaga gospodărie, zic bine? Da, e foarte bine. Aici vin doctori cu energie, spun de la distanță de la 2 metri că este o energie pozitivă, foarte bună, peste 1200 de decibeli energie pozitivă, adică cu plus. Adică ce fac concret? Ating pereții de coș? Unii nu le ating, de la 2 metri simt energiile, se vede cum le vibrează mâinile, cum ar detecta un curent puternic, dar pozitiv. Folosesc oamenii vizita aici ca pe o terapie? Vin periodic să-și încarce bateriile cu energie pozitivă? Da, avem familii de vin de 3-4 ori pe an. Acolo se vede cerul, este o deschizătură formată prin erodarea stâncii de către apă. În fiecare an, aproximativ de la 1 până la 5 mm, apa se infiltrează și
sapă din pereții stâncii. Se mărește deschizătura în fiecare an de la 1 până la 5 mm. Mi-ați arătat ceva aici. Mi-ați arătat că dacă fac o fotografie... Da, stânca, acolo la deschizătură și aici la arcadă apare o culoare de mov dulce. Aceasta spun geologii și arheologii care au măsurat și cu ANXA și cu aparatură electronică că este energia pozitivă bună. Și la interior, căsuța albastră este un adevărat tezaur. Toate sunt la locul lor, așa cum le-a pus ultima dată mama Uța și în urma ei parcă timpul a stat în loc. De la paturile vechi de aproape un secol, acoperite cu cuverturi populare, până la covoarele țărănești, țesute de mână, și tot felul de obiecte folosite odinioară în casele țărănești. Căsuța bunicilor mei. Era împărțită în trei camere, tinda sau camera din mijloc, așa spunea bunica, camera cea bună sau de oaspeți. Lampa cu gaz, n-a avut niciodată curent electric, două paturi cu saltele sunt de paie, pernele sunt cu paie, pământ pe jos, salteaua din paie, da? Uitați, saltele sunt de paie. Cum vedeți, așa a lăsat bunica acum 9 ani când a plecat la domnul. Pământ pe jos, pământ în pod peste toată scândura asta, avem tot pământ pentru izolare, cred. La fel ca și în căsuță. Două paturi, două scaune și dulapul sunt aduse de bunicul, au fost lucrurile bunicii, sunt aduse ca dar de nuntă. Vreau să le pun în același loc unde le ținea bunica. Mi se pare că mă vede și nu i-am respectat locul. Cât de greu se întreține căsuța foarte albastră? Greu. Foarte greu. Și ce înseamnă? Ce presupune întreținerea ei? Ia crapă. Când lopul e fiind pământ și lemn, când e ploaie, sunt ploi mari, pământul mai fuge, când e secetă, pământul se strânge și crapă. Trebuie să lipim înapoi cu pământul din care e făcut și căsuța. La urmă dăm cu var, băgăm scrobeala asta în var, n-ai putea, adică peste pământ nu merge altceva decât varul ăsta și scrobeala. Și e o problemă că nu poți când lipești, nu merge să cu o mistrie sau ce sunt acum în, de să lucrează. Trebuie cu mâna, nici mănușa nu, cu mănușa nu se prinde pământul de perete. Nepoata e legată invizibil de casa asta bătrânească. Aici a venit pe lume și aici a crescut mângâiată de mâna caldă a bunicii. E locul amintirilor din copilărie pe care îl căutăm fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu. Aici era bucătăria și dormitorul, locul unde stătea bunica. Soba cu plită, se făcea mâncare pe sobă, coșul sobei se termină în pod. Acolo sus în pod bunica a fumat carnea de porc și tot ce însemna porcul. Nu numai toți vecinii din zonă, nu numai noi familia fumam porcul aceea în pod. Patul bunicii, legănuțul în care am fost eu legănată. Inelele îngrindeți de când a fost casa, de 155 de ani. Trezește foarte multe amintiri în sufletul celor care vin. Majoritatea care vin și au rădăcini la țară și au rădăcini într-o căsuță ca și asta, încep să plângă. Și eu le-am spus, domnule, vă rog frumos, nu mai plângeți, pentru că eu dacă ar fi să plâng, că îmi vine și mie să plâng, dacă ar fi să plâng cu toată lumea care intră la mine în casă, ar însemna să fiu numai tristă. Căsuța albastră a fost platou de filmare în 1967, pentru Răpirea Fecioarelor, unul dintre cele mai vizionate filme românești din toate timpurile. Oamenii din sat își aduc aminte cum se înghesuiau să-i vadă pe mari actori Marga Barbu, Emanuel Petruț și Toma Caragiu. Aștia nu s-are departe de trunchi, că bună pildă de capitanul nostru haiducilor săi! Nepotul mai păstrează încă fotografiile făcute atunci. Se filma acolo sub cascadă un pat de lemn acoperit cu iarbă proaspătă, Emanuel Petruț în brațe cu Marga Barbu și scena din film îi spunea: Aniță, nu mai plec, haiduc! După nunta a plecat, că așa era regia filmului. Ei au stat aici și au dormit 5 nopți în căsuța albastră. Eu pe cascadă 2012, așa, ținut 42 de zile, temperaturi de -27, -34. A doua este din 98, soția și copilul, așa, a ținut cascada. Aproximativ 30 de zile, temperaturi de -25, -30. A treia, 2012, 42 de zile, cum v-am arătat mai devreme, și a patra este și bunica, copilul, soția, purcelușul și săniuța.
Cascada din spatele casei are 10 metri înălțime și nu curge tot timpul. Acum, de exemplu, a secat de câteva luni. Cu toate astea, oameni din toată țara și nu numai vin să vadă locul de poveste, de la Corbi. Am avut și anul acesta grupuri. Este un domn de știe istorie și geografie mai mult decât mine, pe la Brădet, și au venit cu turiști nemți. Au venit cu ghidul lor. Eu le-am explicat, ghidul le-a tradus. Au stat aproximativ o jumătate de oră în grădina noastră. Au plecat foarte impresionați de ceea ce chiar România nevăzută. Și cu autocarul. Vin cu preoți să vadă mănăstirile și trec și pe la Căsuța Albastră. Ce este în sufletul dumneavoastră când vedeți asta? Bucurie. Bucurie nespusă. Chiar vin. Nu cu toți ne înțelegem, că noi nu cunoaștem limba engleză. Dar vin, da, suntem vizitați de multă lume. Ce trezește asta în sufletul dumneavoastră? În sufletul meu trezește o bucurie și o amintire a bunicilor mei. Soții Sescioreanu nu se gândesc să transforme căsuța în muzeu și nici să perceapă o taxă celor care vin aici. Sunt fericiți doar să împartă cu cât mai mulți oameni bucuria acestui loc unic în țară. De ce ați ales să nu percepeți nicio taxă pentru această căsuță muzeu în contextul în care întreținerea ei implică anumite cheltuieli? Da. Cel mai mult m-a costat acoperișul. În 2017 am schimbat toată șița pe acoperiș. 22.000 de bucăți, 5 meseriași au lucrat la ea 6 zile a 12 ore. Am făcut ce are eu pe 3 ani, din salariu minim pe economie, dar n-am vrut să se dărâme munca la 5 generații. Îmbrățișată de ape, colindată de păsări care își fac cuiburi lângă icoane, plină de har și căutată de credincioși. Așa am găsit singura mănăstire din delta Dunării. E locul sfințit de un singur om, care venit aici cu o traistă goală și cu inima plină de credință, a făcut loc de închinare, acolo unde oamenii uitaseră să se mai închine. Iată povestea călugărului Dionisie, omul care a găsit Athosul între ape. Dumnezeu a fost, este și va fi. Nimic fără Dumnezeu. Ce a spus Mântuitorul? Fără mine nu puteți face nimic. La capătul apelor, acolo unde se unește cerul cu pământul și unde păsările te urmează precum îngerii, Dumnezeu a făcut raiul pe care noi l-am numit Delta Dunării. Suntem undeva în România autentică, după care mulți dintre noi tânjim. Unde liniștea e atât de adâncă încât îl poți auzi pe Dumnezeu. Urmăm cărările șerpuite printre ape ca într-un labirint și ajungem la singurul schit de călugări. Coborâm cu picioarele pe pământ sfânt și dăm binețe părintelui, care e gata să ne spună povestea lui și a locului pe care l-a transformat în sfânt lăcaș. Am considerat Delta Dunării ca un munte Athos.
un loc liniștit, un loc în care poți să investești duhovnicește foarte mult, un loc care te ajută foarte mult să trăiești și duhovnicește, dar și trupește, ca să nu fim prea ipocriți. Toate ispitele lumii sunt lăsate pentru a noastră mântuire. E important să răbdăm. Ce a spus Mântuitorul? Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Preasfințitul sau fratele de cruce, așa cum îi spun oamenii care îl caută, Dionisie Gălățeanul este starețul singurei mănăstiri dintre ape. E omul care a sfințit locul și pe care locul l-a sfințit. Și am venit singur pe aici, cu o geantă în spate și am găsit locația aceasta, ca să nu mai lungim cuvântul. Așa a rânduit bunul Dumnezeu căsuța și mi-a plăcut că erau copaci pe aici. Nu era un loc cum... Sterb. Dacă vă duceți în toată delta, nu găsiți un loc mai binecuvântat ca locul acesta. Și, ca să luăm aminte, când Dumnezeu rânduiește să facă o biserică, dar mai ales o mănăstire, pregătește terenul și oamenii cu cel puțin 100 de ani înainte. Așa a rânduit Dumnezeu că acești oameni proprietari să adormă într-un domnul, a rămas proprietarul care era administrator la chilie la școală, m-am dus, m-am învoit cu el, am venit aici, mi-a dat cheile la căsuță plină cu șerpi și șobolani. Am zis Bogda proste, chiar astăzi în cuvântul meu, fiindcă aici este o locație de ruși lipoveni și ucrainieni, cuvântul Bogda proste vine din slavonă și înseamnă Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Și ne-a lăsat căsuța, cheia, zi Bogda proste, părinte, rămâi sănătos. Prima dată când am venit, căsuța aceasta, mă bucuram că am un loc unde să stau. În zona acestei sălci, de ce mama așezat lângă această salcie, este peste 100 de ani. Omul când a venit a făcut casa și a plătat un pom, această salcie. Aici unde a început tot, la geneză, geneza locului, alături de salcie. Născut în Galați, crescut spiritual în mănăstirile Moldovei și desăvârșit aici, între ape, în delta Dunării, omul a făcut rai dumnezeiesc dintr-o ruină uitată de oameni. Eu sunt din județul Galați, din o zonă agricolă, cu zarzavaturi și mergeam, mă trimitea starețul de atunci, după aprovizionare. Și am ajuns în zona aceasta deltei, noi călugării, sunt și pe stil vechi și pe stil nou, nu consumăm carne. Și am venit în zona unde este pește. Mai bine zis, unde era cândva pește mai mult. Numai acum? Este, dar mai puțin. Dar am spus-o și astăzi în cuvântul meu de învățătură, pentru oamenii lui Dumnezeu încă mai există. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și am venit în zona aceasta. Știam de delta Dunării de pe cărțile, de manualele de la școală. Și am venit aici și am găsit oameni mai liniștiți decât mulți dintre călugării viacului acestuia. Ce înseamnă călugăr? Călugăr înseamnă om singur, om singuratic. Și când am văzut locurile acestea, am zis, ăștia sunt mai călugări decât noi. Când am venit aici, vorbeam cu localnici, unul spunea că îl dor picioarele dacă merge pe asfalt, altul îl doare capul dacă merge în aglomerații. Și am propus mitropolitului de atunci și mi-a dat după un an de zile binecuvântare să facem acest locaș. A pus în pământul nisipos al deltei sămânța dragostei, care avea să rodească și să transforme locul într-unul sfânt, pe care oameni din toată țara îl caută. Astăzi, curtea e plină de pelerini care roiesc în jurul părintelui cu figură desprinsă parcă din icoane. Cum e mai ușor drumul pentru dumneavoastră? Pe pământ sau pe apă? Pentru noi nu suntem obișnuiți pe apă. Vă dați seama că a fost ceva senzațional, a fost ceva, parcă na, un pic de emoție, un pic de frică, dar na, ne obișnuim. Dar și frumos, ați văzut câte păsări sunt. Păi de asta, am presus, nu spunea că să venim cu mașinile, dar am preferat să venim pe... Am lăsat mașinile în Tulcea, cu trei mașini, să mergem navigabil, știți că de mașini sunt însătui. Noi venim din Orad. Mai departe. Din Mihor. Am ajuns în Tulcea. Drumul nu e ușor. Este foarte dificil. Plus că noi a trebuit din Tulcea să cumpărăm.
Nu are ce. Niște flori. Uite așa. Foarte frumoase. Să le aranjăm aici, pentru că este sărbătoarea în mănăstiri. Este ceva deosebit. V-a umplut inima de bucurie slujba de astăzi? Nu vă dați seama. Nu vă dați seama ce frumos a fost. Și am venit, am povestit și preasfințitul a avut grijă de noi. Și azi dimineața, la 5 dimineața, preasfințitul era prezent afară. Afară, pentru ca să aibă grijă de tot ce se întâmplă. Și a zis, eu sunt Petric, în fine. Și a zis, hai, că e treabă. Înțelegeți? Hai, ce stai aici? Hai că trebuie să facem. Facem pentru noi toți. Noi venim din 2010 aici. Am înțeles acum. Deci am venit cu copiii. Aici, pe pământul mănăstirii, oamenii se simt mai aproape de Dumnezeu, așa că nu puțini sunt cei care vin și îl caută. Și fiecare îl găsește la un moment dat. Important e să știe să-l primească, ne spune starețul. Nimic altă nu vatămă mai mult pe călugări și bucură pe demoni decât aș ascunde gândurile, că în inima celor blânzi odihnește Domnul. Iar mare atenție la lumea de astăzi, care suntem noi. Iar sufletul răzvrătitor este scaun diavolului. Să dea Dumnezeu să nu fim un scaun pe care se așează diavolul cu răzvrătirea. Dar ce frumos, interesant, cum stă păsărica aia deasupra candelei, nu? A simțit. Da, da, uitați-o. Prin inocența ei a simțit locul binelui. N-are niciun stres, nu este filmată, nu are stres. E fericit acolo, e bucuroasă și a găsit liniștea. Da. Dar de ne-am găsit eu și noi. Să dea bunul Dumnezeu, să ne-o găsim. N-a fost mereu așa, înconjurat de oameni. La început a fost doar el, el cu Dumnezeu. Însă, în această izolare totală față de lume, nu a simțit singurătatea, ci bucuria. Cum a fost posibil? Primul pas, prima înviere care am făcut-o aici. Prin 95 am venit, prin 96. Eram în căsuță, biserică nu era, nimic nu era și aveam niște vecini undeva prin zonă. Și le-am spus, veniți la rugăciune. Au aflat că a venit un călugăr din Moldova. Zic, veniți la rugăciune la 12 noaptea. Eu stăteam în căsuță acolo. Am așteptat 12 noaptea, dar 12 noaptea pe vechi. Nu ora asta schimbată. N-a venit niciun om, m-am trezit. Am făcut prima înviere singur. Cum am făcut eu slujba respectivă? M-am dus la candele și am zis așa. Hai să fie o lumină, hai să fie o lumină, hai să eu o lumină. Și am luat lumină cu lumânarea de la candelă, am făcut slujbă, câte cărți aveam, ce mai știam de rost. Da. Dar cum v-ați simțit în momentul acela? Că auziți? V-ați simțit singur sau dimpotrivă, pentru că erați cu Dumnezeu? Nu, păi, tocmai. Astea sunt momentele monahismului. E singur și nu e singur. Toți Sfinții Părinți, când au început viața monahală, erau singuri. Atât timp cât ai credință în Dumnezeu, ai credință în Maica lui Dumnezeu, ai credință în Sfinții lui Dumnezeu, nu e singur. M-am simțit atât de plin atunci când eram singur. Când am venit, mă gândeam că nu o să mai văd lume. Îți era dor să vezi un om trecând pe dinghi. Nu erau bărci ca acum, așa. Și a demonstrat viața că Dumnezeu vrea altfel. Mai întâi l-a căutat pe Dumnezeu, i-a aflat voia și abia apoi s-a pus pe treabă. Cu cuvintele prorocului Isaia, care spune, după cum este departe cerul de pământ, așa sunt departe judecățile Dumnezeu de judecățile oamenilor. Și se împlinesc sub ochii noștri aceste lucruri. Ce gândește omul? Eu m-am gândit că voi fi un călugăr simplu, singur, pe aici, prin pustietățile astea. Să nu-mi ia nimeni în lume de mândrie. Sau... Dacă n-ar fi fost noapte, munceam non-stop.
muncește și te roagă. Aceasta este deviza creștinului general, dar cu mai special a călugărului. Și viața monahală, peste tot și aici, asta este împletită. Cu muncă și rugă. Dacă suntem sub aceasta salcii, care m-am spus că este de peste 100 de ani, și am spus-o și astăzi creștinilor, să învățăm de la un copac răbdarea, să învățăm perseverența, să învățăm asceza aceasta care trece peste om. Dacă peste natura aceasta trec atâtea vitregii, dar peste noi oamenii, creația perfectă a Dumnezeu. De răbdare multă a avut nevoie încă din prima zi. Oamenii locului uitaseră de credință. Mulți dintre ei nici nu văzuseră o biserică, pentru că nu părăsiseră vreodată această lume a apelor. Și ca să spunem adevărul până la capăt, locuri, acte localnice din Delta nu aveau. Nici astăzi nu s-a făcut intabulări și multe la localități. Și ne-am apucat de construcție. A venit comisie să aducem la stadiu inițial locul respectiv, să dărâmăm într-un cuvânt. Ne-am apucat de bisericuță. Bisericuța e făcută pe niște piloni de stejară. Mă întrebau prietenii, zice, părinte Dionisie, e gata biserica în Delta? Da, zic, e gata, trebuie să-i turnă în temelia. E un bac de trecut de la Tulcea spre Chilia Veche. E un drum. Și cu bacul respectiv aduceam materiale, făceam 6 ore până aici, le descărcam, le încărcam din Suceava, a venit Virgil Măgureanu, fostul șef SRI, când avea un reportaj, o fi mort, n-o fi mort, eram drept lângă salcea aceasta și mă întreba, zice, părinte, cu ce ați făcut această bisericuță? Zic, cu pește. Ca să faci ceva, îți trebuie răbdare, trebuie timp. Lucruri care astăzi, lumea, nu vor să le mai ia ca lucruri de bază. Vreau acum, m-am căsătorit, trebuie să am casă, trebuie să am mașină, trebuie să am de toate, dacă se poate, eu și femeia copii. Nu, nu-i ceva normal. Și dacă nu le ai, te cerți cu Dumnezeu. Păi, sigur și da. Reproșezi. Da. De ce n-am? Da, da, da. Dacă în lumea laică, în lumea, să spunem, normală în care trăim, lumea se grăbește, în lumea monahală, cred că este momentul și timpul și Dumnezeu ne-a demonstrat, nu trebuie graba. Această bisericuță, dacă nu era aici, n-ar avea nicio valoare. Locul acesta e de valoare bisericii. Dacă era în Mila 23, era în Chilia sau în altă localitate de Delta Dunării, n-avea atâta valoare. La început nu a avut bani, ci piedici, însă ele nu au făcut altceva decât să-i întărească voința și credința. Când nu te încrezi în bani, nu te încrezi în oameni atât de mult, ci te crezi în Dumnezeu, Dumnezeu îți trimite oameni și îți trimite de toate. Fix așa s-a întâmplat cu orice așezământ, cu orice biserică și cu o casă personală, când vrei să faci ceva, un lucru minuscul. Ai nevoie de ceva, nu? Ai nevoie de oameni, ai nevoie de un sfat. Ai nevoie de un ajutor, cu atât mai mult o mănăstire. Așa s-a început, acum 28 de ani, construirea acestei mănăstiri. Acum la mănăstire sunt 6 călugări, care reușesc să se întrețină din cele dă apa și pământul și să pună deoparte, ca să-i sature și pe cei ce vin de la sute de kilometri ca să se roage alături de el. Apa da Dumnezeu, că așa stai cu ochii la soare, mulți cred călugării sunt niște sfinți așa de prin icoane. Nu. Suntem niște oameni care avem dorințe. Dragostea e Dumnezeu, dragostea e Fiul Său. Dacă dragoste nu ai, n-ai nici pace, n-ai nici rai. Dacă dragoste nu ai, dragostea e Duhul Sfânt, ea aduce pace pe pământ. Dacă dragoste nu ai, n-ai nici pace, n-ai nici rai. Dacă dragoste nu ai, Domnul să ne binecuvânteze cu dragoste cât mai mult posibil. Și dacă dragoste nu e, nimic nu e, spune părintele.
Pune, Doamne, dragoste între frați. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne, dacă niște plante au nevoie de dragoste, da, oamenii. Și asta lipsește. Am trăit într-o mănăstire, am cunoscut un părinte și am fost ucenic. Părintele Serafim a murit la 102 ani. Și mă duceam și spunea, frate Gheorghe, nu mai este dragoste printre oameni. Dar unde-i, părinte, că ești chior, nu vezi? Și asta se miroase, mă, frate, mă. E pe la umbra brazilor. Și asta, călugărul, omul modern, fuge să caute comoditate, să caute un pic de dragoste, dar sau să caute comoditate. Unde nu este iubire, unde este dragoste, nu găsești nimic. Nici chiar semifericire. Mai ales ne va uita cloșca pe puii săi de câte o pe voi. Se referă la noi călugării. Și aruncă spre Domnul grijă ta și El te va hrăni în veac. Niciodată când te încrezi în tine, nu prea ai șanse, nu de supraviețuire sau nu știu, de izbândă prea mare. Dar când te încrezi în Dumnezeu, mai ales noi monahii, Dumnezeu nu te lasă. Nimic nu e întâmplător, crede părintele, convins că Dumnezeu l-a luat de mână și i-a făcut drum până în capătul celălalt al țării, că i-a fost dat să devină călugăr în locurile astea. Așa mi-a rânduit bunul Dumnezeu și mentorii mei spirituali, în primul rând părinții, bunicii, care și astăzi am vețele sfinților. La bunicii mei. Vețele sfinților care nu sunt ca ăștia de astăzi, mai înfrumusețate, mai cosmetizate. Vețele sfinților scrise de ani de zile, de sute de ani de zile. Și încă le mai avem. Și bunicul meu îl chema Atanasie. Trăia într-o zonă, tot așa mai mlăștinoasă. Dar fără să-mi dau seama, așa a rânduit Dumnezeu, că am spus-o și mă repet, nu noi alegem hramurile, nu noi alegem numele de botez. Sfinții ne aleg pe noi. Și am considerat, păi, un sfânt care nu este atât de popular în România. Ca să poată să vină la hramul acestei mănăstiri, mai multă lume, mai mulți slujitori. Sfântul Atanasie a fost un copil orfan. Un copil crescut de o monahie, de o maică. Deci cât de mult contează cine te-a crescut. Și chiar dacă stă departe de lume, nu e deloc rupt de ea. Îi știe frământările, ofurile și necazurile și nu înțelege de ce oamenii s-au îndepărtat de la Dumnezeu, de ce aleargă în loc să trăiască. Lumea fuge de muncă, în primul rând. Lumea fuge de obligații, caută comodități. Că ești copil, tu vrei părinții să slujească pentru totul. Nu există copil, rar mi-a fost dat să văd copii, așa, care acceptă că părinții sunt părinți și ei trebuie să fie ascultători. Eram săptămâna trecută, un grup de creștini și o fetiță de 8 ani m-a lăsat mască, să spun așa pe românește. Zice, părinte, am avut iPhone 8. I-am stricat toate codurile, conturile, tot. Nu îmi trebuie. Și vă spun, părinte, încă un lucru. Fetiță de 8 ani, 7-8 ani. Zice, inteligența artificială te duce dintr-o zonă comodă, într-o zonă unde nu poți să mai ieși niciodată. Am apreciat-o. Asta a spus un copil. Un copil. Ei, dacă un copil a zilelor noastre gândește în felul acesta, ce se înseamnă? Ce să înțelegem noi? Mai e o șansă. Da, păi asta. Dumnezeu a fost, este și va fi. Nimic fără Dumnezeu. Ce a spus Mântuitorul? Fără mine nu puteți face nimic.
Acestea au fost subiectele ediției, pe care dumneavoastră le așteptăm pe Facebook-ul emisiunii sau la adresa emisiunii astairomania@roncanalte.ro. Dacă vreți să stați de vorbă cu un reporter Asta e România, o puteți face și printr-un mesaj la numărul de WhatsApp 0753 123 133. Până săptămâna viitoare însă, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea. Toate bune! La revedere!